Și eu și tu așteptăm un tren. Al meu sosește peste 3 minute la linia 5. Tu vezi unde este linia. Însoțește-mă până acolo. Persoanele cu deficiențe de vedere au câteva sfaturi pentru cei care vor să le dea o mână de ajutor. La semafor la fel. S-a făcut verde, doriți să traversați? Deci sunt lucruri atât de simple. Ni se întâmplă mult mai des în Cluj să primim suportul acesta atât de ușor de oferit, dar care nouă ne este atât de prețios. În alte localități nu se întâmplă, deci e doar o problemă de, să zic așa, educație. Există și situații în care toată lumea greșește. Ești în stație, te înșfacă de braț și vrea să te urce în primul troleibuz cu orice preț, nepunându-și problema că tu nu o să mergi cu acela. Greșeala vine de cele mai multe ori atunci când nu este întrebată persoana de ce ajutor ar avea nevoie. Există și situații în care nevăzătorii, din dorința de a fi foarte independenți, refuză ajutorul celorlalți, sunt agasați de excesul de bunăvoință. Nu arătăm exact ce dorim de la oameni. Neștiind, oamenii se comportă cum s-ar părea lor firesc să o facă. Asociațiile Pontes și Ascor, în parteneriat cu Primăria Clujană, au realizat campania Ascultă orașul nevăzut, în cadrul proiectului Pașaport de succes pentru copiii și tinerii cu deficiențe de vedere.